Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, mod special, dar poate că dacă aveți și steliu în taur să corespundă sau alte poziții foarte importante. Dar în principiu, pentru cei cu soare în taur, etalare pentru anul care a început, 2022, destul de sumară, cam o carte pentru fiecare lună, deci foarte sumară într-un fel, chiar dacă voi mai clarifica pe aici pe acolo, mai mult sau mai puțin, dar în principiu, haideți să vedem ce apare pentru anul 2022. Taur. Taur, anul 2022. Taur. Ia. O dată. De două ori. Cred că unii dintre voi trebuie să începeți să vă cumpărați niște cristale, eventual, dacă nu aveți cavalerul de cupe. Începeți. Poate anul acesta o luați de la zero, da? Renașteți. O luați la zero și începeți o nouă relație cu cineva. O romanță. O romanță. Da. Vedem. În ianuarie, cam stresați. În februarie, vă găsiți echilibru, stabilitatea. Parcă l-am văzut, da, am văzut sfârșit de capitol. Da, e drăguț, are legătură. Ascultați și tararea pentru februarie. În poziția dorinților era lumea și regele de monede. Adică vreți să încheiați un capitol și să fiți stăpâni pe viața voastră, pe pământul de sub picioare, să nu vă mai faceți griji. Cineva și-a făcut griji sau voi și v-ați, hai să vorbim despre voi, nu despre alții. Voi v-ați făcut griji. Poate ați fost și bolnaviori. Taurul este totuși o forță. Bănuiesc că în februarie vă revitalizați, că am văzut și astfel de bâte la etalarea pentru februarie, dar că o fi fost boală, că o fi fost stres, că cineva v-a stresat, v-a îngrijorat, începeți un nou capitol. Ascultați și etalarea pentru februarie. Martie. Doi regi. Ia să vedem. Regele de bâte. Opa! Trei regi! Extraordinar! Mergeți către energia masculină divină. Începeți. Am văzut, interesant, am văzut și regele de spade. Începeți să manifestați pentru unii dintre voi, mai ales dacă sunteți bărbați care vreți să vă transformați, manifestați creștere și să deveniți din ce în ce mai complexi, mai aproape de bărbatul divin. 1, 2, 3, da? Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Vedeți? Mai aici nu se vede. Ia să fac așa. În iunie, spânzuratul. Iulie, doi de monede, valetul de spade în august, septembrie, valetul de monede, 10 de bâte, octombrie, noiembrie, 8 de monede. E frumos! Vă întâlniți până la urmă în decembrie perechea divină, regina de bâte. Perechea divină, bărbați, femei, ce o să fi? Eu un rege aici, de bute, și aici o regină. În principiu, atât timp cât apare o pereche, da, înseamnă că o manifestați. Chiar dacă sunteți femei, da? E în etalare, se manifestă. Un cuplu pasional. Însă, înainte să se poată manifesta pasiunea, trebuie să aveți echilibru, că ăștia sunteți voi în principiu, tauri, tăurițe. Trebuie să aveți siguranță pe banii voștri. Ar fi nemaipomenit dacă ați fi independenți. Am zis în martie o pasiune. Nu e obligatoriu să fie semn de foc, poate să fie alt semn. Dar planetele din pești probabil fac sextil cu planetele voastre și se creează ceva. Poate Jupiter din pești face ceva acolo, că Jupiter e planetă de foc până la urmă. Și creează niște premise pentru o pasiune. Dar trecând peste pasiuni, că nu ați trăit toți pasiuni nebune, intrați în această energie, după cum vedeți, masculină, care începe să vă guvernați. Financiar, renunțați. Interesant că e la capătul setului de cărți, regele de spade. Și magicianul, cineva posibil v-a manipulat, de-aia începeți cu nouă de spade. V-a creat conflicte. Da? De aici vă transformați. Eventual, din aceste conflicte, învățați să manifestați înțelept. Poate că exact singurul rege încă
sau mai bine zis, invizibil, dar nu inexistent. Nu inexistent. Înțelepciunea la care trebuie să ajungeți în anul 2022 este subtilă, dar trebuie să ajungeți pentru că nu mai vreți să aveți dezamăgiri, nu mai vreți să aveți dureri de cap și trebuie să învățați că gândurile și cuvintele sunt foarte puternice. Și dacă mai permiteți vreodată, într-un fel sau altul, să treceți prin acest stres, nu veți putea manifesta complexitatea pe care o puteți manifesta dacă aveți această înțelepciune. Bărbați, femei, nu contează. Este energie masculină. Toți avem și masculin și feminin, da? Deci, în primul rând, stabilitate, pasiune, echilibru emoțional. Pasiunea va aduce și echilibru emoțional. Și odată manifestate aceste lucruri în voi sau cu cineva sau cu cineva, puteți să fiți generoși cu cei care nu au aceste calități. Dar o să clarific. Pentru că 6 de monede este o energie care ține de generozitate, de ajutor, de reciprocitate. Puteți să oferiți celor care nu au. Din preaplinul vostru, din regalitatea voastră, din noblețea voastră, la care ar trebui să ajungeți. Eu acum fac o etalare mai specială. Da? Pentru noi e posibil totuși 6 de monede să sugereze și un dezechilibru. Nu musai financiar, pentru că totuși începe să investiți în autonomia voastră și este mare lucru. Poate să fie un dezechilibru de altă natură. De altă natură. Rămâne de văzut dacă apare ceva la clarificare. Mare grijă dacă oferiți prea mult. Dacă faceți prea multe donații, dacă ajutați în stânga și în dreapta din acest prea plin, interesant cum vin cărțile, veți experimenta o perioadă de, nu musai stagnare, de întârziere, de, ba da, hai să zicem și stagnare, întârziere, stagnare într-o direcție și veți fi forțați de situație să, ia uitați, să dați înapoi la valet. Valetul de spade, valetul de monede și să, mare, mare grijă, să simțiți că deja sunt prea multe în cărca voastră, prea multe de dus. După aceasta, da, e un regres, mare, mare grijă. Mare grijă pentru că în iulie va trebui să vă echilibrați. După aceasta, repet, posibil pentru unii, un dezechilibru, un triunghi de o anumită natură, profesională, amoroasă, familiară, de care o fi, o stagnare vă va provoca un pic echilibru proaspăt căpătat. Cu alte cuvinte, de-aia apare regele de spade în zona subconștientului. Încă n-ați ajuns la acea strategie și trebuie să ajungeți la strategie și înțelepciune, ca să nu vă irosiți anumite reușite. Dar, repet, vom vedea la clarificare. Poate în iunie aveți un vis. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și vedeți lucruri dintr-o altă perspectivă, în care veți dori să manifestați două aspecte ale voastre, nu doar masculine și feminine, am înțeles. Și acelea se vor trezi sau vor începe să se manifeste mult mai încet. Probabil și acestea masculine s-au manifestat în anii anteriori,
Acum, după cum vedeți, aveți valeți și spre sfârșitul anului apare prima regină. Din punct de vedere energetic. Energie feminină. În iulie, probabil comunicarea cu cineva să vă influențeze sau fiți atenți la bârfe. Pentru că valetul de spade mai și bârfește. Aveți grijă la bârfe. În septembrie. În septembrie puteți să începeți să studiați ceva. Puteți poate vă întâlniți cu cineva, poate primiți niște cadouri, dar ar putea să fie un studiu. Și chiar dacă în luna următoare puneți toată energia în acel studiu, în acea direcție, și vă simțiți consumați în această nouă cale, că e ceva nou, valetul de monede. Dacă veți continua munca, dragii mei, 8 și cu 1 aduce 9. Preîmpărăteasa, succes, independență, reușite, transformare personală. Care, acea independență și transformare, vă va da un soi de curaj de a manifesta dintr-o altă perspectivă, mai bine zis, a magnetismului, a atracției și nu a muncii și a energiei active masculine. În general, taurii au totuși, chiar dacă sunt guvernați de Venus, au o energie masculină. Da? Și tauroicele sunt. Și atunci, aici înțeleg, e schimbarea de perspectivă, te l-a spânzurat, reechilibrarea și încet, încet, redirecționarea voastră către o idee. E o lecție și de aici, trebuie să învățați în această etalare că nu doar prin acțiuni financiare, energetice sau creative, emoționale, sentimentale, da? Sau mentale, da? Aveți toți patru regi. Nu doar prin acțiune, care masculin înseamnă acțiune, da? Da, apare și dezechilibru. Pentru că sunteți în exces de masculinitate. Bărbați, femei, nu contează. Dar, repet, o să clarific, dar deocamdată, așa cum este, este un anumit tip de mesaj. Vedem după aia ce se mai adaugă. Sunteți chemați să stați un pic pe loc, să meditați. Și să înțelegeți că, de fapt, nu puteți să zburați cu singură aripă, doar cu energia masculină, da? Vă trebuie și energia masculină și energia feminină. Și atunci, dacă înțelegeți acest lucru, eu deja vi l-am spus, sper să vă aduceți aminte, o luați de la zero, de la primii pași, de la valeți, da? Probabil că veți trece și prin cavaleri și veți ajunge la această primă regină. Încrederea în creativitatea voastră, în magia voastră, în magnetismul vostru. Și așa, prin magnetism, atrageți abundența. Atrageți dragostea, atrageți pasiunea, fără să mai depuneți voi eforturi excesive. Excesive care pot să marcheze un dezechilibru la un moment dat. Interesant cum vine mesajul. Foarte interesant. Eventual pentru bărbați care se vor apropia de această imagine completă a lor în această transformare personală, posibil să aibă un vis la un moment dat, în timpul anului, un vis special, o comunicare, eu știu, specială, telepatică, spirituală, eu știu ce, viziuni, casa 12-a necunoscutului, care vă va dezechilibra un pic, dar vă va da niște răspunsuri cum, de fapt, să fiți în echilibru. Și ce înseamnă echilibru? Să fii lângă perechea ta divină. Aici deja se manifestă un cuplu, regele și regina de monede. Dacă, ca și bărbați, reușiți să ajungeți la această vibrație a bărbatului divin, cei patru într-unul, a împăratului,
Încet, 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 cu răbdare, veți atrage și femeia divină. Înțelegeți? Mi se pare interesant mesajul. Se pare chiar interesant, dar hai să clarificăm. Gata, acest mesaj l-am încheiat. Hai să vedem totuși. În ianuarie, de ce e 9 de spade pentru Tauri? 9 de spade. Poate a fost cineva bolnav, poate a fost voi. Aveți grijă, luați și voi mai multe plante, fructe, ceaiuri, apropo de ce se întâmplă în lume. Eu am încredere în natural. Uite, aveți și trandafir, dar am încredere natural. Da, hai să vedem. 9 de spade pentru Tauri. Cavalerul de monede, apropo de cavaleri. Cavalerul care ajunge la regină, la rege. Dar această construcție este atât de grea că vă stresează. Vă stresați cum să vă reconstruiți viața. Cum să vă duceți proiectul, să vă proiectul până la capăt sau până un proiect început sau proiectul ar fi sunteți voi. De fapt, proiectul sunteți voi. Dar uite că în februarie începe să se materializeze ceva. E, apropo, am vorbit de împărat? Da? Am vorbit de împărat? Unele doamne îl așteaptă pe bărbatul vieții lor, da? Să vină de la drum, eventual, de bâte și faetonul. Îl așteaptă, stresată. Vine greu. Pentru că are de înfruntat multe, ia ce are aici. Are niște lupte interioare de dat, are de trecut de niște programe mentale, este legat de ceva și trebuie să se dezlege, în fine. Clarificăm regele de monede pentru Taur și Tauri. Regele de monede, februarie. Da, am văzut în februarie lumea și regele de monede. Probabil că aștepta să vină de la distanță, cum a zis lumea. Lumea înseamnă și distanță și de peste hotare. Bărbatul vostru, soțul vostru. Astea sunt prea multe, n-am cum să le am. Regele de monede. Moartea, transformarea. Am văzut, repet, la etalarea pentru februarie, moartea. Ce înseamnă asta? Transformare. Vă separați de cineva. Vă separați de cineva. Alegeți. Alegeți. Vă eliberați de 9 de spade, că l-am văzut lângă 9 de cupe. Vă eliberați de 9 de spade, eventual, și vă transformați. Vă vindecați. Mi-aduc aminte. Era temperanța cu moartea și 9 de spade cu 9 de cupe. Da. Alegeți. Eventual. Se transformă ceva. Puneți capăt unei situații. La capătul setului de cărți văd și o familie. Văd și perechea. Dar văd și o nouă pasiune. Care este urmată, asul de bâte, în februarie. Pe care l-am văzut chiar în februarie, lângă 9 de monede. Dar mi-aduc aminte, da? Este urmat de regele de bâte. O nouă pasiune se apare în viața voastră. Și aici este provocată regele și regina de monede. Cuplul tradițional. Relația karmică. Pentru mine, 4 de monede înseamnă karmă. Relație din care trebuie să învățați ceva. La care vă este greu să renunțați voi sau cealaltă persoană, dar trebuie să învățați ceva. Hai să vedem. Regele de bâte, pardon. Am văzut și asul de bâtă se arată de prin februarie, se manifestă în martie, următoarele perioade, următoarele luni, regele de bâtă. Acum deja am schimbat mesajul, dar rețineți-l și pe primul pentru că este foarte interesant. Ați așteptat interesant această pasiune, 7 de monede, sau eventual acest personaj, această pasiune, Vă scoate din plictiseală. 7 de fapt, relație de cuplu, iar aventură. Nu neapărat că aveți voi aventură, dar posibil, dacă vă simțiți singuri lângă cineva, apare un personaj care vă atrage atenția. Vă arată că viața nu e friguroasă, dar într-un an nu experimentăm doar zăpadă, ci și căldură. Că, de fapt, cuplu nu înseamnă să tremur împreună,
ci să explorez împreună. Nu știu, cineva vă scoate din curtea voastră, într-un cuplu plicticos, într-un fel sau altul, eventual, după multă muncă, 7 și cu 1, 8, începe să vă guvernați viața după alte coordonate, nu ale muncii, ci ale creativității. Iar, mesaje pentru cine vrea să le audă. Astea nu știu ce vreau să zic, că nici n-am întrebat. E o luptă. E o luptă interioară pe care o dați, eventual. Clarificăm regele de cupe. Poate să fie și lupta cu tentația, să zicem. Regele de cupe. Ia uite, șapte de... pe care l-am văzut mai devreme. Șapte de bâte. Interesant, văd aici moartea, poate să fie semnul scorpionului, poate și aici să fie cineva cu marcaj în scorpion, care devine defensiv. Se simte, poate, atacat de această energie foarte intensă, regele de bâte. Mai dăm o carte pe acei șapte de bâte și rege de cupe. Pentru tarot. Da. Și a regina de monede. Și regina de cupe și regina de monede. Sunteți între două posibilități. Ba chiar trei. Ba chiar trei. O pasiune. Un cuplu tradițional. Și un cuplu care rezonează din punct de vedere emoțional. Aveți multe opțiuni, se pare că aveți multe opțiuni, dar probabil că la un moment dat una din opțiuni va vrea să se lupte, să renască. Să renască într-o formă sau alta. Da, e normal, pentru că sunteți frumoși și cu oamenii frumoși au opțiuni. Mai ales când sunt și tineri. Clarificăm șase de... Da, apare și triunghiul acesta. Clarificăm șase de monede. Dezechilibru ăsta, nu doar financiar, dar și de altă natură. Clarificăm șase de monede. Pentru tău. Eventual, ce mai este de marcat în acest mesaj? Învățați să vă ascultați intuiția cu regele de cupe și judecata. Și fiți atenți, orice veți mai trăi în acest an și de acum încolo, învățați să puneți granițe personale. Mare grijă, pentru că sunt unii tauri sau unele taurice care probabil că nu au pus granițele suficient de rezistente și au experimentat acest nouă de spade, stres și alte, da, dezamăgiri. Clarificăm șase de monede. Șase de monede a fost clarificat de 9 de cupe. E o stare de euforie, e o stare de bine, care vă poate dezechilibra. Poate unii nu vă mai puteți concentra pe muncă, dacă vă îndrăgostiți, dacă începe să sperați, să visați. Nu că 9 de cupe ar fi un vis, dar ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă în anul care vine și... Mare grijă să nu faceți exces de băutură. Unii. La capătul setului de cărți. Cineva întârzie să vină. Cineva întârzie să vină și în această așteptare, eventual, poate să apară un alt personaj. Dacă aștepta să vină cineva și vine greu, veți avea opțiuni apropiate, prin preajmă, cu care să împărtășiți, să zic, momentele frumoase. Dar, hai să mai vedem în continuare. Spânzuratul.
Poate se leagă totuși bine. Nu trebuie să se lege, pentru că într-un an de zile se întâmplă multe, dragii mei. Nu pot să spun o singură poveste din câteva cărți fără să vă cunosc, pentru că sunteți diferiți. Ia uite, a zis. Vise, confuzii, spânzuratul. E o stagnare. Mare grijă, repet, să nu vă hrăniți cu vise, dar totuși, da, aveți opțiuni. Și uneori, când aveți prea multe opțiuni, ți-e greu să alegi. De-aia zis, ascultați-vă intuiția. Puneți granițe. Nu vă lăsați atrași și nici captați de orice bâtă, orice pasiune, orice personaj fatal. Șapte de cupe și spânzuratul. Va trebui să alegeți corect. Altfel, riscați să stați pe loc. Iar amânarea aceasta, o călătorie amânată din niște motive, se întârzie. Clarificăm doi de monede. Deși parcă nu, aș mai vrea totuși pe acest spânzurat și șapte de cupe. Mai dăm o carte pentru Ionie. Spânzuratul și șapte de cupe. Poate cineva cu marcaj în semnul peștilor să viseze la voi. Da, posibil. Rata norocului, ceva se schimbă. Totuși, se va schimba ceva interesant. Se va manifesta temperanță, vindecare și adevăr. Foarte bine, bine că am dat, bine că am schimbat, am luat o carte. Se va schimba perspectiva, bănuiesc, cu spânzuratul și rata norocului. Se va ieși din stagnare, din amânare și din confuzie, Doamne ajută. E fain pentru că apare asul de spade și temperanță, o victorie. Victoria minții cu regele de al patrulea rege, ia uite, și asul de cupe. E un echilibru între minte și suflet. Wow! Poate că aici este schimbarea de perspectivă. Echilibru dintre minte și suflet, manifestat în luna următoare prin doi de monede. Echilibrați cele două energii, masculin și feminin. Mintea e masculină, sufletul e feminin. Da? Clarificăm doi de monede. Pentru taur și taurice. Taurițe. Taurițelor. Doi de monede. Ia uite. E o tăcere pe care am tot văzut-o. Că se manifestă în ultimile luni. Da? Iunie, mai, să zic. Mai aproximativ. Mai mult sau mai puțin. E o tăcere. Dar în această tăcere a cuiva, sunteți și voi provocați să alegeți. Sunteți provocați să vă echilibrați. Dacă nu mai vorbiți cu cineva, din niște motive, trebuie să învățați să vă echilibrați singuri. Nu? Ori, sau și una și alta, tăcerea cuiva, să țineți minte, tăcerea cuiva înseamnă că acel personaj nu poate să aleagă. Trebuie să aleagă între voi și altă persoană. Dar e o lecție, pentru că eremitul reprezintă și un profesor, un soi de ghid. Da? E o lecție din care trebuie să învățați. A echilibrului. Revin la ce am spus inițial. Cum se echilibrează energia feminină cu cea masculină. Hai să vedem. Valetul de spade. Valetul de spade. În august. Valetul de spade. E o comunicare. Nu-s prea multe. Comunicarea cu cineva. Repet, cineva vă spionează. Dacă sunt bârfe, nu le băgați în seamă. Nu ascultați ce bârfesc oamenii, că oamenii nu cunosc oamenii, de fapt. Bârfele sunt, de fapt, energie de joasă, vibrație, valetul de spade. Asta era turnul, o separare. Și iar, îndrăgostiții, pasiune, emoții. Veți fi cu și voi, ca toată lumea, să alegeți. Între suflet și atracție, între poftă și dragoste. Mai dăm o carte pe acest turn și valetul de spade.
Să vedem exact ce este. Un eveniment neașteptat. Turnul este neașteptat. Poate să fie separare, poate să fie trezire, poate să fie o veste neașteptată, o comunicare cu cineva neașteptată, o comunicare neașteptată. Of. 8 de spade. Hmm. Da, e comunicare. 5 de spade. Sunt invidii. În legătură cu destinul vostru, cu o iubire. Cu o iubire sau un personaj sentimental. Eu. Da. De-aia zic, nu plecați urechea la bârfe. Că acestea pot să vă blocheze. E o separare, probabil. Mai dăm o carte pe acest 8 de spade. Provocați, în primul rând, prin acest eveniment neașteptat, pe care, cel puțin unul, într-un an de zile trăim multe, da? Va trebui să învățați să vă reprogramați mintea. Să nu se lasă afectată de situații conflictuale. Posibil interesant să auziți de la cineva niște vești neașteptate, după un timp, după nu știu cât timp. Posibil de la regele de cupe, care tot încearcă să renască ceva. Regele de cupe fiind o persoană sentimentală romantică, destul de matură, 40-50 de ani, pentru unii dintre voi, bărbați, femei, nu contează. Și așa simt că face parte din acest triunghi sau această situație dezechilibrată dintre opțiunile voastre. Face parte din opțiunile voastre. Și acest personaj probabil că la un moment dat va comunica cu voi într-un mod neașteptat. Pentru că pare blocat, pare obsedat, programat să comunice cu voi. E ca și când este un soi de obsesie, se gândește doar la voi. Interesant cu mine mesajul. Da? Mare grijă. Sunt niște conflicte interioare, personale, din cauza că v-ați îndepărtat, că e distanță între voi. Voi știți, sunt mai multe persoane în viața voastră, da? Clarificăm valetul de monede. Vom mai vedea și la etalele personale, și la etalele la alegere, ce se mai manifestă. Când veți fi foarte fericiți, nu veți mai asculta tarotul. Clar. Valetul de monede. În septembrie, da? Valetul de monede. 10 de spade. În primul și în primul rând vă eliberați de o trădare, de un ciclu dragos și începe să manifestați ceva nou. Trebuie să alegeți, interesant. Trebuie să alegeți, să alegeți soarele, să alegeți trezirea. Ia uite, dragostea, adevărul. Frumos, frumos. 10 de monede și 4 de cupe, de bâte. Trebuie să alegeți o nouă viață. O nouă viață. Pentru că în viața voastră prea multe persoane vă complică. E un mesaj pentru cineva anume. Prea multe persoane vă complică. Dar, dragii mei, persoanele acestea nu trebuie să fie toți opțiuni... Nu trebuie să fie toate opțiuni amoroase. Poți să fie parte din familie, să zic, un tată, un profesor, un, eu știu, coleg, un iubit... Da? Sau și la varianta feminină, da? Colaboratoare, iubite, prietene, profesoare, ce-or fi, surori, mătuși, da? Sunt personaje diferite, pe paliere diferite, da? 10 de bâte. Interesant că avem 10 de spade, 10 de bâte. Vă eliberați totuși în perioada asta în toamnă, februarie-octombrie, de ceva care v-a consumat energia, v-ați implicat în prea multe, prea multe. Prea multe bâte pot să fie și prea multe responsabilități. Față de regele de bâte aveți o responsabilitate. Față de regele de monede, altă responsabilitate. Față de regele de cupe, altceva. Prea multe. Da, am zis, prea multe, prea mulți oameni, prea multe griji. 10 de bâte. Hai să vedem. Poate să fie un job. Cu multe responsabilități. Poate și asta să fie 10 de bâte. Stai că era o carte aici. Am văzut-o eu când s-a... Unde ești?
Măi, am văzut-o eu când s-a... Ești. Măi, da, am văzut sigur că s-a răsucit o carte. Că nu cred că mi s-a părut. Uf, unde ești, măi? Deci, sigur. Așa, vedeți că am văzut? Iată. Vreți să la... Poate să fie atitudinea imatură a cuiva care vă consumă și vă săturați de atitudine imature, de aventurier, de chestii de genul ăsta, sau renunțând la, eu știu ce este epuizant în viața voastră în acel moment, începeți ceva nou, inițiați ceva nou, ceva original, în care munciți și ajungeți la regina de bute. Deci creșteți, dați un pic înapoi și apoi iar creșteți. Da. Și vreți stabilitate, vreți stabilitate. Dar trebuie să alegeți între un personaj față de care ați avut pasiune și dragoste, dar are un comportament un pic cam... extravagant, își spune. În fine. Clarificăm 8 de monede. Iu! Stai mai. Ce face aici? Am pus invers cărți, vedeți? Le-am amestecat. Una cu fața, alta cu spatele. Nu e problem. Că oricum trebuie să fie amestecate. Da? Ia să vedem. Sunt amestecat. Am pus cărțile anapoda. Probabil că și aici se întâmplă la voi în viața voastră ceva anapoda. Ceva s-a întâmplat la un moment dat, că mergeți bine repede și pe urmă se creează dezechilibru. Din prea mult entuziasm. Dar revenim, renunțăm la ce este apăsător, la ce este prea dureros și repet, cu valetul de bute începeți ceva. Inițiați o nouă cale, calea voastră. 8 de monede. Asta înseamnă muncă, 8 de monede. Muncă asiduă. Dar va avea rezultate. Hai să vedem. 8 de monede. Dar 8 înseamnă și transformare, repet. Vă vindecați prin muncă de niște aventurieri, de niște oameni imaturi. Da. Poate ați avut la un moment dat, ia uite. Dacă sunteți căsătoriți, ați avut, ați experimentat niște discuții, niște minciuni, niște situații mai puțin onorabile. Dacă n-ați fost voi căsătoriți, poate alții au fost căsătoriți. Și dacă nu e vorba de căsătorie, poate să fie un contract la locul de muncă. Că am vorbit că vreți să fiți independenți. Veți vedea, veți trăi și veți vedea. Vă dați seama că acel contract n-a fost serios. A fost în defavoarea voastră și începeți să munciți înspre vindecarea voastră. Dar interesant că aveți valetul, cavalerul, și regina de bâte, iar este o creștere. Iar este o creștere către independența voastră și către a manifesta un alt fel de spor. Ia clarificăm regina de bâte. Oricineva vrea să se împace cu voi și să muncească în relație cu voi. Posibil și asta. Posibil și asta. Să fie altă persoană. Regina... Șapte de spade, interesant. Mai dăm o carte. Valetul de cupe, da. Spre sfârșitul anului, cineva o să vină să-și ceară scuze față de voi. Pentru că se simte atras. Atrasă. Cam multă agitație, dar este normal cu Uranus în casa voastră să fie agitație. Cam mult un an foarte agitat.
care aveți fluctuații, creșteri și descreșteri. Dar cel mai important este să învățați, să fiți în echilibru. Nu uitați de primul mesaj pe care l-am spus. Acestea sunt detalii, da? Detalii cum ajungeți la energia feminină și cum începeți să vă echilibrați. Ce mai văd? Mai văd că atunci când veți ajunge bine, cineva care va păcăli cândva va veni să-și ceară scuze, eventual din dorința de a colabora cu voi. Că așa se întâmplă. Când suntem bine, uite ce bine a ajuns regina de băte, e creativă, atrage abundență fără prea mult efort. Da? A început să vindece. Are încredere, are, nu că n-ați avea încredere, alt fel de încredere. Da? Nu, repet, nu uitați primul mesaj. Și atunci va veni cineva care a fugit cândva în trecut, care v-a mințit, care v-a trădat eventual și va veni să-și ceară scuze, știi? De fapt, draga mea, Turoi, că eu te-am iubit întotdeauna, îmi cer scuze că am creat, glumesc și eu, că n-am avut curajul, că la 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 la, da, da, aveți grijă, voi rămâneți nobili, puternici și învățați din lecțiile astea, că aveți niște lecții, vă cam forțează viața să vă găsiți direcția. A spune nu, că eu știu care e direcția mea. O întreb și vom vedea. Pentru că este un an provocator pentru toată lumea. Abia aștept să vorbesc despre anul acesta. N-am avut. Interesant că la capătul setului de cărți revine regina de monede. Adică sunteți în echilibru. Și financiar și energetic. Mergeți mai departe. Ia uite, către împărăteasă! Ce am zis eu, măi? Ce am zis eu? Către femeia divină. Vă transformați, măi. Tot rău spre bine. Nu zic să acceptați rău. Eu zic să învățați din toate experiențele astea. Tot rău spre bine? Da. Mergeți către împărăteasă. De la femeia stabilă, de la femeia sentimentală, de la femeia pasională, da? Către împărăteasă. Femeia care le are pe toate. Eventual, bărbații care manifestă împăratul trec și ei prin niște provocări și își atrag perechea divină. Dar eu cred că se manifestă undeva subtil. Până la sfârșitul anului, măcar că vă cunoaște și măcar că vă apropiați într-un fel sau altul. Noi, e bine, mă bucur că m-am uitat aici. Mă bucur foarte mult. Da? Rețineți că am vorbit despre femeia divină chiar de la început și a apărut și împăratul la un moment dat. E drăguț. E în subtil. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup să aveți un an bun, numai bine. Mai vedem și la celelalte etalări.